Tocmai pentru că probele de admitere au pus an de-a rândul piedici candidaților la școlile militare, unora dintre elevi nu le surâde ideea unei cariere în sistemul administrației penitenciarelor. Mi s-a părut foarte interesant, au explicat foarte bine, foarte multe detalii interesante. Din păcate, eu nu sunt interesată de aceste instituții de învățământ. Alții, în schimb, sunt încântați de faptul că au șansa unei cariere de succes după absolvirea instituțiilor de învățământ militare. Chiar vreau să susțin probele pentru admitere. Pare greu? Da, mai ales probele fizice sunt foarte grele. Reprezentanții penitenciarului din Drobeta Turnu Severin merg la fiecare liceu din județul Mehedinți pentru a informa tinerii despre posibilitățile angajării ca agenți sau ofițeri. Elevii află care sunt avantajele și dezavantajele acestei profesii și au șansa să se pregătească din timp pentru concursurile de admitere. Această activitate are drept scop promovarea instituțiilor care formează personal de penitenciar, atât ofițeri cât și agenți. Sunt probe destul de dificile, în sensul că necesită o pregătire anterioară, necesită un nivel de cunoștință destul de ridicat și mai ales implicare, dăruință și, știu și eu, dorința de a ajunge în acest sistem. Tinerii de liceu interesați să urmeze după absolvire cursurile instituțiilor de învățământ militar pot afla mai multe informații de pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor.